Pentru că prin harul Domnului în această seară vreau să vorbesc despre Apostolul Petru. Mai întâi, drept binecuvântare pentru Domnul, citesc ceea ce scria el în prima sa epistolă, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie, și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în cerul pentru noi și pentru voi. Pentru ceea ce Domnul a rânduit, a plănuit pentru noi, numele Lui să fie binecuvântat în veci. Iar pe dumneavoastră vă binecuvintez, aveți parte de cele promise și rânduite de Dumnezeu pentru cei ce cred și iubesc. Dragii mei, în această seară, aș vrea să urmărim împreună din Scripturi, m-aș bucura să le folosiți, ceea ce ne prezintă Noul Testament despre căderea și ridicarea lui Petru. Asta pentru că suntem oameni supuși slăbiciunilor. Apostolul Pavel spunea, mă tem ca nu cumva eu, după ce am promis autora, să fiu lepădat. Și pentru că diavolul nu s-a mulțumit numai cu Iuda, el era al lui mai demult, l-a vrut și pe Petru. Asta înseamnă că noi toți trăim în aceste condiții și situația noastră, câtă vreme suntem pe drum, nu-i finalizată niciunuia dintre noi. De aceea trebuie să vechem. Și în vederea atenționării noastre, a ajutorării celor ce sunt în situații critice, vin cu acest cuvânt. Citind mai întâi ceea ce scrie în Luca la capitolul 22, versetele 31 și 32. Satana a zis, Domnul a zis, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-a rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te întoarci la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Aș vrea să privim mai întâi la acest atac al diavolului despre care Domnul i-a vorbit lui Petru. Și să vă avertizez că Satana s-a dus la Adam și la Eva, s-a dus la Domnul Iisus, l-a vrut pe Petru și ne vrea pe oricare dintre noi să-i cădem în mână, în cursa lui. Și în acest scop, diavolul a angajat pe cei ce erau în curtea marelui preot în noaptea arestării și judecării Domnului. Întorcând paginile aici în Evanghelia după Luca, aflăm din capitolul 22, de la versetul 56, că în timp ce Petru era în curte, îl introdusese Ioan, că se cunoștea cu cei de acolo. O sușnică l-a văzut cum ședea la bara focului, s-a uitat țintă la el și a zis și omul acesta era cu el. Rețineți expresia asta, țintă. Adică diavolul l-a pus pe Petru ca și obiectiv. De acum țintiți aici. Petru a încercat să evite lovitura asta și a zis, femeie, nu-l cunosc. Și poate credea că totul se termină aici. Este puțin, l-a văzut un altul și i-a zis, și tu ești unul din oameni aceia. Iar Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. Și iar a încercat să evite și poate a crezut că scap. Cam după un ceas, un altul tărea același lucru. Ne spune evanghelistul Matei în relatarea paralelă din Matei capitolul 26, versetul 74, că Petru a început să se blesteme și să se jure zicând. Deci era și enervat de aceste cuvinte repetate, nu cunosc pe omul acesta. Îți vine să zici că noaptea aceea nici slujnicile n-aveau altă treabă și n-aveau nici somn.
îl simtiseră pe Petru. Poate vi s-a întâmplat. Să aveți câte o zi rea, cum e numită în Efeseni 6, când e vorba de atacurile diavolului. Când nevasta sau bărbatul, colegii, participanții la trafic, zici că toți au treabă cu tine. Parcă ar fi angajați. Nu-i văd pe alții, pe tine te țintesc. Nu-și toate zilele la fel. Sunt zile întăduite, cum și Domnul a fost ispitit într-un timp anume, apoi spune Evanghelie că diavolul a plecat de la el până la o vreme, când iar a fost întăduit. Și Domnul spunea noaptea aceea, spune totul Luca 22, acum este ceasul vostru și puterea întunericului. Dacă n-ați avut parte de astfel de atacuri, așteptați. Că diavolul a zis odată la o ședință din cer, când a fost întrebat de unde vine, a răspuns de la cutrerea pământului și primarea care a făcut-o pe el. Și întreabă Dumnezeu, da, pe Iov nu l-ai zărit? Cu alte cuvinte, parafrazez eu, a zis, a chiar am vrut să intru în grădina lui, da, era și să poarta și nu mi-ai dat voie. Petru, când și-a dat seama de acest fenomen, este general, a scris în epistola sa, vă citesc din 1 Petru, capitolul 5, versetul 9, el scria ca unul care a pățit-o. Spre și vegea, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să închidă. Iuda era deja înghițit, acum voia să-l închidă de Petru. A cerut asta de la Dumnezeu, dacă ați fost atenți la textul. Satana a cerut. Și în cazul Iov este la fel, a cerut că el nu poate face ce vrea. Dar, deși ne place sau nu ne place, iată că Dumnezeu aprobă astfel de cereri ca să fim vizați de atacurile celui rău, care nu sunt ușoare. Sunt doar ca o adiere de vânt, ca o furtună. Se dezlănțuie și cloanele acestea și se pare că toate se mută de la locul lor, că toți au treabă cu tine. Și să observăm în al doilea rând că, asta e părerea mea, dumneavoastră gândiți, diavolul l-a vizat pe Petru mai de dinainte. Vă citesc din Matei, capitolul 16. Aici scrie de la versetul 21 că Domnul Iisus a început să spună ucenicilor de patimile sale, până atunci nu le spusese. Și Petru, ca unul care a auzit prima dată, ca și ceilalți ucenici, i-a zis, versetul 22, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Că n-a acceptat ideea sub nicio formă a Domnul să fie judecat și omorât. Deși Domnul i-a spus, înapoi a mea Satanul. Observați originea. Deci diavolul a reținut, a, deci Petru nu e de acord cu răstignirea Domnului. Mergem mai departe. Să vedem unde a mai greșit Petru de a căzut în această ispită. Matei, capitolul 26 ne spune că Domnul le-a spus, ar putea zice acum pentru ultima dată, atunci le spusese pentru prima dată că el va fi arestat, judecat, condamnat. Și scrie în capitolul 26, versetul 33, Petru l-a făcut și a zis, chiar dacă toți ar găsi din o pricină de potrivire, eu niciodată nu voi găsi o pricină de potrivire. Versetul 33, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Deci, a doua greșeală. Urmează a treia. I-a dus Domnul pe trei dintre ei, Petru, Iacov și Ioan în grădină, să se roage. Dar Petru a adormit, ce scrie în versetul 40 aici. Apoi a venit la ucenici și a găsit dormit și a spus lui Petru, ce un ceas, n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Veghea și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită.
Duhul cu un adevăr este plin de râm, dar carnea este neputincioasă, după părerea mea. Deci Petru n-a acceptat ideea. 2. S-a lăudat, a crezut în propriile putere. 3. Nu s-a rugat, poate tocmai pentru că s-a încrezut în propriile putere. Și a acționat lamentabil, s-a blestemat și s-a jurat. El care spunea că e gata să moară, nu l-a anchetat niciun aprot, niciun ostaș, niște femei, o slugă. Da, dragii mei, uneori mi se pare că suntem cei care cunoaștem, cei care știm ce are să se întâmple și nu suntem de acord uneori cu ceea ce vrea Dumnezeu. Să-i vă dau două exemple, să devenim practici. Astăzi am vorbit cu sora unei surori bolnave, am vorbit și cu bolnave acolo trei zile în urmă. E pe ultimii metri de drum. Și sora care e foarte bolnavă, e împăcată cu ideea că va muri. Am vorbit cu sora ei, am întrebat care e starea soțului și am pus să vorbesc cu el. El crede până în ultima instanță că Domnul face o minune. Așa trebuie să acționăm. Și eu m-am rugat până în ultima zi ca Domnul să se îndure de scumpa mea. Dar Domnul a hotărât pe soția mea să o ia acasă. S-ar putea și în cazul acesta să se întâmple la fel. E greu să accepți ceea ce nu-ți dorești, dar e mult mai greu să accepți ceea ce nu crezi că se poate întâmpla. Un alt exemplu, referitor la venirea Domnului. Sunt unii care nu cred că vom prinde persecuție și că vreme, pe vreme bună vom pleca la Domnul și eu îmi doresc. Pe vreme bună și în somn, nici să nu mă doară să mor. Dar cine știe cum va fi. Și când va fi să fie persecuție, ca și în cazul lui Petru, el care n-a luat-o în calcul, a fost șocat de proces. S-ar putea ca unii, crezând că vine Domnul și încolo vine întâi Anticristul și vom avea parte de persecuție, să ajungă să se lepede pentru că nu s-au gândit că se ajunge acolo. Și dacă nici nu s-au rugat, e problemă că nu știm cum se va întâmpla, că despre Avram scrie că nu știa cum va fi, se gândea că va fi mort Isaac și va avea, dar dacă nici nu ne rugăm și ne credem în propriile puteri și nu spunem Domnul va porta de grijă cum a spus Avram, riscăm să cădem. Ba mai mult. Spune Scriptura, atunci când au venit să-L aresteze pe Domnul Iisus Hristos, Petru a lovit cu sabia pe cineva dintre cei care veniseră. Și Domnul i-a spus, citesc din Matei 26:52, pune sabia la locul ei și apoi scrie în Evanghelia după Ioan, acolo în curtea marului preot, în timp ce unii au început să îl vizeze pe Petru, Ioan 18, versetul 10, scrie că Simon, care avea o sabie, a scos-o și a lovit pe robul marului preot. Și în felul acesta, ei l-au observat, pentru că el a ieșit în evidență. El singur s-a expus. Ce vreau să spun cu acest? Adesea ajungem în ispitire și chiar în cădere, pentru că nu avem convingeri corecte și pentru că acționăm greșit. Dacă ar fi să dau și alte exemple, un tânăr sau o tânără are convingerea fermă unii ca să nu discute cu cei de afară, din lume, acceptă relații live virtuale
Apoi mai comis și imprudența să se expună, poate, într-o îmbrăcăminte sau chiar cu anumite poze. Și după aceea cad victimă. Și se întreabă, dar cum am ajuns aici? Pe trepte. N-ai avut convingeri clare? Ai acționat greșit? Ți-ai permis una? Ai mai greșit alta? Apoi ajungi în faze în care cazi. Dumnezeu să ne păzească. Spunea același Petru, a unul care a fost pățit, vă citesc din întâia sa epistolă, capitolul 2, versetul 11, prea iubiților vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Nu vă expuneți, frate și lor. Nu riscați. În niciun fel, Iosif, cel deschis în cartea Genesa, a fugit. Bine ar fi fost și Petru noaptea aceea când a zis Domnul către cei ce au venit să-l aresteze, păi ei lăsați să plece, să se fi tot dus. Sau la sfârșitul rugăciunii din Ghețiman, Domnul a zis, acum culcați-vă. Când te-a spus Domnul să se roage, a dormit și când ne-a spus să culce, n-am avut somn. Și iată, cu greșeală, lungă greșeală, l-au ajutat să cadă. Să vă păzească Bunul Dumnezeu și de căderi mari, pe trepte mici, așa cum s-a dus și Samson sau Petru. Și dacă este cineva căzut, să fie atent la ceea ce voi spune de acum și Bunul Dumnezeu să-i dea o mână de ajutor. Pentru că întotdeauna căderea l-are la origine pe diavolul, care se folosește de greșelile, de imprudențele noastre. El nu ne poate sili să păcătuim. Asta a fost din grădina Edenului. Diavolul n-a venit în forță să spună lui Adam și Evei, vă scot pe amândoi de aici. Sau într-un moment de neveghere să o răpească pe Eva, așa cum s-ar întâmpla o răpire, în sens propriu. Nu. Diavolul prin amăgire ne face să păcătuim. Prin ispitiri, într-un fel sau altul. Ne înșală, în Apocalipsa 12 scrie că diavolul înșală întreaga lume. Nu. Vă amintiți când și cum v-a înșelat, în vreun fel sau altul? Nu spunea un frate, s-a mărturisit azi, după ce am comis păcatul, diavole, iar m-a înșelat. Pe mulți și de multe ori am înșelat. Pentru că nu suntem atenți, n-avem crezuri bine întemeiate și comitem greșeli care ne costă. Vreau să privim acum la ridicarea lui. Și cum spuneam, dacă la Petru și nu numai căderea se datorată în primul rând lui Satan, ridicarea se datorează Domnului. Așa am citit în Luca 22, versetul 32. Sunt cuvintele scumpul nostru Mântuitor, a învățătorului Petru, care a zis, eu m-am rugat pe să nu uităm că Domnul stă la dreapta mării în cerul și s-a rugat de mult pentru noi. Inima 17 este rugăciune pentru noi. Acolo în cerul mijloșește și se roagă pentru noi. Că vrea să ne mântuiască, cum scrie Evrei 2:10, vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Oare mulțumim Domnului că se roagă pentru noi. Apoi, mulțumim Domnului că ne înștiințează. Așa ca Elisei pe împăratul lui Israel unde sunt ascunși sirieni, în cazul nostru de unde atacă diavolul. Așa scrie aici. Satana va cerut să vă cearnă și Petru ar fi trebuit să fie atent la această sesizare. Poate Dumnezeu ne înștiințează prin vise sau cuvânt. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Și zice Pavel, noi nu suntem în necunoștință de planurile Lui. Nu cumva să uităm aceste sesizări ale Domnului. Vine în minte cazul unui suror și multe în asemenea situații care a zis, Domnul m-a avertizat că va veni un băiat să fiu atent, să n-accept, dar nu știu ce a fost cu mine. M-am căsătorit cu el. Da, Domnul ne atenționează,
numai noi să luăm aminte. Apoi, ce mai face Domnul? Se roagă, ne tensionează în prealabil. Și în timp ce Domnul era judecat, știa ce face Petru, dar în examen nu poți șopti. Dar apoi, când a cântat cocoșul, scrie în Luca 22, cu versetul 60, după aceea, 61, Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care scusese Domnul. Cu câteva ore înainte, uitușul. Sărmanul ce-ar fi dorit să întoarcă vremea, dar vorbele s-au dus, că au fost spuse, ce-ar vrea unii să întoarcă roata înapoi, dar roata vieții merge într-un singur sens. De aceea eu vreau să spun, să fim atenți, să trăim frumos, că noi nu trăim ca la examen, facem în ciorn, ne mâzgărim acolo, că așa se rezolvă, asta e soluția sau alta, și apoi când vrem noi trecem pe curat, pe foaia de examen, nu, viața n-are ciorne. Noi tot ce scriem e foaia noastră care ne-a dat-o Domnul. A ieșit afară și a plâns cu amar. Dar eu vreau să mai punctez și din Marcu, din capitolul 16, că Domnul a mai făcut ceva pentru Petru să-l ridice. Scria evanghelistul în versetul 7, că a zis ucenicilor, duceți-vă de spune ucenicilor, la femeilor mai întâi. Și lui Petru s-a auzit. Cine știe ce credeau ei între timp despre Petru? S-a lepădat ce păcat a făcut. Dar Domnul i-a avertizat. Dar mai mult scrie în Luca 24 cu 34, a înviat Domnul cu adevărat s-a arătat lui Simon. Înainte de a se arăta tuturor. Iată că Domnul care se roagă pentru noi, are grijă de noi până în capătul capătului. Da. Le-a dat de grijă, de pet. Apoi îl reabilitează, scrie în Ioan 21, în fața ucenicilor și îi spune că trebuie să păstorească. Mult a făcut Domnul. Să nu uităm ce scrie în Evrei la capitolul 4. Noi care suntem supuși slăbiciunilor, noi care am mai greșit. Versetul 15, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Ne apropiem, dar cu deplin încredere scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Da. Cât de adevărat e cuvântul scris tot în Evrei, în capitolul 7, versetul 26, și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Da? Că spune în 25 că trăiește pururea și mijlocește pentru noi. Binecuvântat să-i fie numele. Ne-a ajutat și ne va m-a ajutat de multe ori. Ce-am fi făcut noi fără el ca păstor? Ne mâncau lupii de mult, ne rătăcea nepriceperea noastră, dar bunul și marele nostru păstor ne-a venit în ajutor, slăvit să fie, ca lui Petru. Aș fi putut Domnul să spună, Petre, eu ți-am spus din capăt, n-ai vrut să înțelegi, n-ai priceput. I-am avertizat odată treaba ta, dacă nu ești atent, Domnul nu e așa. O mamă era tare supărată pe copilul ei. Că nu a ascultat și a zis la un moment dat, că vrea să ducă în iață, să ducă, dacă nu vrea să fie pocăit treaba lui. Și cu gândul acesta de abandon, s-a dus într-o seară la rugăciune și acolo Domnul iese înainte pentru un prof și îi spune, eu sunt mai bun ca tine, eu vreau să mă îndur de el. Bine a spus Domnul Iisus că noi ca părinți, în raport cu el, suntem răi. Chiar dacă în raport cu copiii, noi dovedim cea mai mare bunătate. Aș vrea să privim apoi la ceea ce a făcut Petru, ca nu cumva să credem că
Domnul are mancarale destule să o șerădice pe toți în timp ce noi dormim și stăm cu fața în jos. Nu privim spre El. Aici în Luca 22 scrie despre Petru că a ieșit afară, versetul 62, și a plâns cu amar. Cât o plâns? Jumătate de o, toată noapte. N-am apucat să-și cear iertare de la Domnul până n-a murit pe cruce. O fi plâns după aceea când a văzut că a murit Domnul, poate și mai tare. Să știți că Dumnezeu e sensibil la lacrimi. A înviat trei morți, cum scrie în Evanghelie, toate cele trei cazuri pe fond de lacrimi. În Ioan 11, la învierea Lazar, scrie că și Iisus plângea. Da? Și scris în profeți, întoarceți-vă la Domnul cu plâns, cu voce. Foarte importantă atitudinea aceasta. Ca slujitor am primit poate mii de mărturisiri cinești. Numai la Domnul evidența iertaților, nu a păcatelor. Și nu odată a trebuit să bag mâna în buzunar, să dau șervețele, să se șteargă la orice ce se mărturise. Cu dureri, cu sfârșieri, spunea cineva, nu vine în minte. Vai, ce dureros, ce urmări are păcat. Spunea o soră, aveți timp să mă ascultați și durează o jumătate de oră, să vă spun că mult am. A terminat în 5-7 minute, dar nu urmă zis, mă simt mă ușoară cel puțin cu 30 de kilograme. O apăsa păcat. Spune Scriptura în 2 Corinteni, la capitolul 7, că cei din Corint s-au pocăit odată, dar cred că n-au plâns destul atunci și nu și-au dat seama ce har au primit prin mântuire. Apoi, a avut nevoie de o altă stare de pocăință care presupune ceea ce vă citesc, 2 Corinteni 7, versetul 9. Totuși acum mă bucur nu pentru ca să o să întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Căci unde tocmai întristarea aceasta a voastră, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râpnă, ce pedeapsă, și-au dat seama că au greșit și s-au prăbușit înaintea Domnului. Dacă suntem careva vinovați, să nu ne ascundem. Există tendința asta de a nu se mărturisi oamenii. Că se află, că ne facem de rușine. Și vă întreb, acum să admitem că toată lumea ar avea acces la programul nostru și dumneavoastră v-ați mărturisi aici public și toată lumea ar auzi. Pun o întrebare. Ce ar fi mai de dorit? Să mor și să nu știe nimeni ce boală ai avut? Sau să scap și să știe toată lumea ce ai suferit? Așa sunt unii. Să nu afle nimeni ce au păcătuit. Și vor muri fără să știe nimeni ce diagnostic au avut, că a fost COVID-19 sau altceva. Dar n-ar fi mai bine, nu contează cine află, deși cu asta nu dau un dever de să povestim de păcatele altora sub nicio formă. De păcatele altora trebuie să vorbim cu durere. Dar chiar dacă s-ar afla, nu-i problemă, dacă ai scăpat de la moarte veșnică și ești iertat. Așadar să nu uităm, Domnul a făcut totul pentru Petru, da? S-a prăbușit și încă ceva și amintire. Că lecția nu-i lungă, tema pentru acasă e lungă. A avut un rol în ridicarea lui Petru frații, relația lor. Despre Iuda este scris, vă citesc din Matei, capitolul 26, că după ce, 27, și-a dat seama ce a făcut, s-a dus la preot, versetul 3, le-a spus, versetul 4, s-a mărturisit, am păcătuit.
Ei, au zis, ce ne pasă nouă? Ne ajuta, s-a dus și s-a spânzurat. Păi, în cazul lui, cred că el comisez deja păcat cu voia, dar am vrut în antiteză să arat că Petru nu s-a distanțat de ucenici și nici ucenicii nu l-au împins deoparte, se spune, ei, lăudorosule, ai spus că tu mergi după Domnul, du-te, ce mai stai cu noi? Dar scrie în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, atunci când au venit femeile și au spus că l-au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus, restul trei, Petru și celălalt ucenic, pe calea mormă. Ioan cu Petru au mers cu Domnul până la gata, dar Ioan în curtea scăpat, avea cunoștință. Dar cred că și Ioan și-a luat partea și a zis, Petre, eu te-am băgat în curte acum, nu te las de mine. Vreau să stau alături de tine. Poate Petru a plâns în față de Ioan, poate și-a exprimat mulțumirea, durerea, poate au povestit cu siguranță, dar nu știm ce. În Ioan 21 este aceeași idee pe care de altfel Domnul le-a zis, îi spune și lui Petru. 21:3, Simon Petru a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Foarte importantă, părtășia, relația frățească. Nu deja va spune Pavel la Corinteni, vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 5. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, versetul 6, este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată cei mai mulți și acum, să-l iertați, să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă mânire, de aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. Biblia e foarte categorică. Când cineva păcălduiește, să distanțăm, să nu ne asociem cu păcatul. Să nu tolerăm păcatul, e periculos, e contagios. Dar când cineva și-a recunoscut păcatul, să-l luăm în brațe ca tata pe fiul risipitor. Ca să nu fie doborât. Diavolul pune pe oameni să păcătuiască. Apoi îi zdrobește spunându-le, nu mai ești. Dacă oarecum și frații se distanțează și ne privesc așa cum era vremea Domnului Iisus, unii neprieniți priveau spre păcătoși. Nu-i din categoria noastră sacră. Dar poate Domnul sfinții, îl poate recupera, reabilita. Și-a spunea cineva că biserica, în loc să-și tămăduiască răniții, îngroapă de vii. Să fim miloși, e drept după reguli sfinte, nu va întâmpla. Mai fac bunicile, uneori greșesc nepoții, mama vrea să-l certe și bunica le-a în brațe. Lasă, dragul bun, nu lasă pe mama ta să te bată. Lasă-l să se pocăiască întâi și apoi scoate. Vien Iuda 22, ustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Pe alții iarăși fie vă umilă cu frică, vărând până și cămașa mânjită de carne. Așadar, dragii mei, să recapitulăm. Diavolul n-are nicio milă. Ar vrea să ne distrugă pe toți. Cum spunea Domnul Ioan 10, hoțul nu vine decât să fure, să junghe, să prăpădească. La corupt pe Iuda, acum voia să-l distrugă și pe Petru. Și Petru, sărmanul, a făcut niște greșeli care l-au costat. Greșeli de interpretare a Scripturii, aș spune generalizând, și greșeli faptice. Cu tăiatul urechii, cu prezența acolo în curte, s-a dus în zone periculoase. A fost vizat și atacat.
Apoi spuneam că Domnul a făcut totul ce ține de el ca Petru să fie salvat. S-a rogat pentru el, l-a avertizat, a discutat cu el, l-a reabilitat. Dar și Petru, el care greșise înainte acum, s-a evidențiat prin o atitudine corectă de pocăință, de stropire. Și în ultimă instanță a spus că și frații au fost la datorie. Să ne ajute Domnul să grijim și noi de frați. Cineva îmi spunea, o soră, și soțul meu nu mai vine la mine. După 6 luni a zis, am vrut să văd dacă cuiva de la adunare îi pasă de mine. Nimeni n-a sesizat că nu m-a mai dus. Vezi că nu interesează, nu mă vor. Nu e nici în rai, cum nu interesează dacă am fost sau nu la adunare. Și ea îi spune, auzi, mă așteaptă, poate te caută. Și el zice, bine, încă 6 luni, dar a pus-o în cum să se angareze, să jure, ce să facă, nu spun la nimeni. Și încă 6 luni nimeni nu l-a adunat. Și a zis, m-am lăbut. Dragii mei, să nu părăsim adunarea cu cine vrei 10 și de asemenea să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și fapte bune. Ca toți împreună. Să ne ajutăm în a ne mântui, că Domnul ne ajută. Diavolul dă târcoare, vrea să ne piardă. Dar Domnul e mai puternic și dacă noi dăm o mână în mâna Domnului și de cealaltă ne mai ajută fraților de sub suori, oricum pot de la spate, ne motivează, ne salvăm și vom ajunge la mal. Cum s-a întâmplat acolo cu corabia cu Petru, unii știu să înnoate, alții cu o scândură, alții ajută alții. Să putem ajunge cu toții la mal. Dumnezeu să vă ajute așa cum vă văd pe unii aici, să vă văd pe toți în Sfânta Lui Împărăție. Că pe acolo diavol n-a mai fi, Domnul n-a mai fi crucificat și nu-mi bucura pentru vecii vecilor. Doamne ajută! Amin!